Dragi prieteni, din nou bună seara și ce m-am gândit eu să facem împreună? Ce să vezi? Un singur lucru. Hai să facem! Este o vorbă pe care invitatul din această seară o are din când în când, o mai spune, o mai lansează în cetate, între prieteni. Dom'le, și face, până la urmă, chiar face de toate. În seara aceasta, dragii mei, am lângă mine un prieten drag, l-aș numi, deși nu ne-am mărturisit niciodată lucrul ăsta, dar ne cunoaștem de foarte multă vreme și este unul dintre profesioniștii de Bacău. Mare bucurie am să îl am în această seară pe domnul inginer Adrian Iordache. Bună seara, Adrian! Bună seara! Cred că n-ai să invitație. Te superi dacă o să vorbim așa, cum vorbim ca de obicei, ca între prieteni, pentru că altfel ar fi trebuit să zic bună seara, ce faceți domnule Iordache, ce mai faceți și știu ce ai să-mi răspund. Și după aia tot la apertul ăsta ajungem. Și așa? După aia tot la apertul, okay. Da. Deci, am să încep exact cu lucrul acesta. Ce înseamnă pentru tine hai să facem? Că o spui atât de frumos încât chiar toată lumea zice bine, hai să facem. Păi, spune că fac, mă ocup cu multe lucruri. În momentul când am simțit că intru într-o zonă de confort prea puternic, am hotărât împreună cu soția mea că trebuie să facem ceva să ieșim din zona asta de confort, pentru că e destul de periculoasă. Și noi oricum aveam niște activități în special legate de zona de educație, de care suntem foarte atașați amândoi principial. Și am spus, hai să facem ceva în zona asta. Hai să încercăm să ajutăm cât mai mulți tineri care sunt la început de drum să-și găsească, să-și descopere un drum. Un drum propriu. Și de-a lungul timpului trebuia să tot apelăm la tot felul de cunoștințe care aveau diverse ONG-uri. Hai să facem ceva, hai să facem aia. Și în timp ce ne gândeam, am spus, hai să ne gândim totuși să ne facem un ONG al nostru, care să fie un instrument prin care să putem derula tot felul de inițiative din această zonă, în special din zona educației, și să mai trebuiască să apelăm de fiecare dată la altcineva. Și când ne gândeam cum să botezăm acest instrument, această inițiativă, până la urmă am spus că hai să facem ceva, este de fapt ideea de bază. Și am spus, hai să facem un ONG pe care să-l botezăm, hai să facem. Ne-a plăcut foarte mult acest nume și cu timpul vrem să-l transformăm într-un brand. El este deja cunoscut între cei care au legătură cu această zonă și sper să-l facem din ce în ce mai cunoscut. Adi, ai o vorbă pe care o spui mereu, este într-adevăr, sună un pic motivațional, dar o să vorbim noi și despre zona asta, să nu fii așa de convins că merg numai pe o nișă. Și am să le spun și telespectatorilor, Adrian Iordache este un mare sufletist și îl găsești și îl regăsești exact în zonele calde, în zonele fierbinți, în zonele în care, de unde trebuie să fie ceva, să pornească ceva, dar ceva bun. Mai are o vorbă, când faci un lucru, fă-l ca lumea. Așa este? De unde vine povestea asta cu, mai când faci un lucru, fă-l ca lumea? Că ai și un anume flair când îl spui și un anume, cum să spun așa, simpatic. Păi pleacă de la românescul Toma Necredincios, că până la urmă am făcut tot felul de lucruri care am încercat și eu ca la început de drum, ca mulți alții, hai să-l facem așa, că merge făcut, că cum e la noi. Și mi-am dat seama că toate improvizațiile care am încercat să le fac ca să iasă ceva pe un drum mai scurt, n-au funcționat. Și pot să spun că experiența de viață m-a învățat și m-a determinat să mă gândesc că dacă tot faci ceva, fă bine de la început, pentru că altfel trebuie să muncești de două ori. Și am încercat să, și la ora actuală este un concept, pot să spun chiar este un concept de viață, nu mai vreau să iau pe ghișefturi din astea, pe tot felul de, lasă că merge și așa. Când am ceva de făcut și încerc să transmit
și mai tinerilor mei colegi cu care încerc să-i colaborez, să-i ajutăm așa cum putem. Păi dacă faci un lucru, fă-l bine cât poți de bine de la început. Și fă-l cu dragoste, cu iubire, să asta crezi partea, în el. Fă-l cu pasiune, da? Sigur cu pasiune. Că da. Dar asta tot de motivațional ține tot un de pic motivațional. Ușor. Păi fără motivațional... Adrian are o familie foarte frumoasă. Soția lui este una dintre acele femei despre care eu spun că e nevastă bună. O nevastă și o mamă extraordinară. Și uite că întotdeauna se spune și în cazul lui Adrian Iordache este foarte adevărat. Întotdeauna în spatele unui bărbat puternic ai să găsești în mod cert, în mod clar, o femeie și mai puternică. Și eu sunt convinsă de lucrul acesta, pentru că ea este zvâcul, motorașul din familie, care le mișcă pe toate și știe să facă în așa fel încât să-i dea energie, forță și bucurie soțului său și micuțului, despre care o să vorbim un pic mai târziu. Eu vreau să te întreb, Adrian, dacă eu îți spun acum, când familia e bine, mie mi-e bine, este corect spusă această... Asta e vorba soției mele, care o folosește destul de des și aș vrea să fac o completare. Soția mea nu este în spatele meu, este lângă mine. Ce frumos! Și super, de fapt, asta super! Este e prima oară când bază. Aud un bărbat, da. Că zice așa, că de obicei, da. Voi bărbații vă... Păi, deveniți așa cocoșei americani. Da, 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 noi păi suntem da, puternici. Și o... Deci sunteți o echipă, să înțeleg. Da, și un partener, hai să spunem, cu mintea pe umeri, înțelege lucrul ăsta că bărbaților le place din când în când se simtă cocoșei și îi lasă să se simtă cocoșei, să se simtă bine. Deci asta înseamnă frumos, un... frumos, foarte, foarte da. Frumos. Asta cred mi-a plăcut, avut abilitatea asta și are abilitatea asta în continuare da. Să mă facă să mă simt bine, din punctul de vedere. Spune-ne cum te simți bine în familia ta. Pe când suntem împreună toți. Când suntem împreună toți și discutăm planuri de viitor și am înțeles, am văzut o... am asistat la o discuție, nu pot să că eram, deci chiar am asistat, nu doar am văzut-o, în care vorbeam cu o persoană destul de în vârstă. Dacă putem spune că la 92 de ani este o persoană destul de în vârstă. El este la tinerețea a treia, te rog, foarte așa, mult. Care spuneam, mă întrebam, cum reușiți să vă mențineți așa? Păi, cât de comparativ cu alți colegi de dumneavoastră care nu mai sunt pe lumea asta și alții care tot au tot felul de probleme, se plâng de probleme cu copiii, cu sănătatea. Și a spus, stimate domn, eu la 92 de ani am planuri pentru următorii 5-6 ani. Super deci tare. Eu întotdeauna am planuri de viitor. Și asta m-a ținut și mă ține în formă. Și a spus, wow, este foarte tare ca la 92 de ani să-ți faci planuri din 5 în 5, adică să știi ce planuri ai. Sunt oameni care, din păcate, renunță la planuri și la vise foarte devreme. Citisem într-o carte a lui Dale Carnegie, o chestie foarte simpatică, în care spunea că un prieten de-a lui și-a scris pe monumentul funerar, mort la 35 de ani, îngropat la 70. Care spune foarte mult. De fapt, acel om la 70 de ani a recunoscut că, de fapt, el murise de mult, restul nu a fost decât o formă de supraviețuire. Pentru că în momentul când renunți la vise, când renunți la planuri, când renunți la de a face ceva, când nu poți să faci ceva pentru tine, încearcă să faci ceva pentru alții. De fapt, atunci mori, când renunți la toate aceste elemente motivaționale. Nu ți s-a întâmplat și ție să întâlnești tineri, foarte tineri, care chiar sunt aproape morți, dar uite, cum spunea acum, exemplul ăsta este edificator, un tânăr la 95 de ani, cum sună? Sună foarte bine, că de fapt vârsta cică e până la urmă o problemă de cifre. Deci, absolut. Întâlnesc, din păcate, din ce în ce mai mulți, dar vreau să-ți spun că, pe de altă parte, am avut ocazia și am ocazia să lucrez cu niște tineri beton, niște tineri extraordinari care te încarcă energetic. Eu, printre altele care le fac, de exemplu,
am ajuns și aici, asta că așa te duce viața în diverse poziții, sunt și coordonez asociația de părinți de la Colegiul Ferdinand, unde este și băiatul meu acolo, elev. În clasa? Și în clasa a patra. Da, în clasa a patra. Deci am planul de viitor destul de lungi. Păi stai puțin, că trebuie să vină și o fetiță, nu așa? Da, adică vedem, ce părere ai? Așa. Ei, vreau să spun că am reușit să la Ferdinand să creăm așa un grup în care acționează părinți, absolvenți, elevi, plus profesori, plus conducere liceu. Se fac o echipă foarte, foarte tare, dar cel mai tare mă impresionează copiii, cei care se implică, care sunt, noi îi tratăm ca niște parteneri adevărați și sunt super entuziasmați de ei. Și de fapt ce fac? Ce anume? E un fel de mastermind sau ce anume? Nu, fac de toate. Fac adică, și voluntariat, fac și dezvoltare personală. Au timp și, adică sunt și elevi cu rezultate extraordinare la învățătură. Au timp de toate. Trebuie să recunosc că invidie. Eu nu aveam timp de toate. Nu știu, reușesc să-și organizeze timpul. Deci dacă vrei, poți. De fiecare dată când aveam câte un proiect sau încercam să facem o anumită treabă, spuneau, da, veni și noi, dar n-aveți nevoie. Adică și tu uite așa, păi totuși e o șansă. Adică nu poți să spui că România n-are nicio șansă. Că copiii ăștia și generațiile care vin îți demonstrează pe de o parte că merită, pe de o parte te întristează că sunt foarte, foarte mulți tineri care devin triști foarte devreme. Da. Și pentru că renunță la vise și visele lor, de fapt, sunt visele părinților. Dar poate nici nu sunt foarte motivați, poate nu au atitudinea cuvenită sau poate nu înțeleg ce înseamnă atitudine. Că, uite, îmi place foarte tare ce ai spus. Faptul că acești copii au intrat în contact cu ceea ce înseamnă NLP. O NLP înseamnă programare neurolingvistică. Și eu când am luat contact cu această zonă, am zis primul lucru, după ce am înțeles, măi, cu asta ar trebui să înceapă școala primară, cu noțiuni de NLP. Eu nu sunt un critic al învățământului în mod special, dar sunt lucruri care nu-mi prea convin. Și știi de ce? Pentru că simt, văd că există o trenare, o rămânere în urmă. Deci avem o rămânere în urmă. Autoprogramarea mentală a unui om este un element foarte important. Și aici mi-a ridicat puțin mingea la fileu. Ferdinandul este unul dintre puținele, una dintre puținele școli care noi avem un nu ca opționale, avem un de fapt putem să-i spunem un curs opțional finanțat de către părinți cu un cel mai bun specialist de NLP din România care este din Bacău. Cu domnul Marcel Mihai. Așa, mi-a fost și mie profesor așa, și dacă cumva Marcel se uită, Mihai, chiar îl salutăm. Care îl salutăm cu toții, care a avut disponibilitatea și dorința de a veni să vorbească, să facă cursuri cu elevii de la Ferdinand, și-a găsit o breșă în timpul lui să vină să facem acest lucru, tocmai pentru că noi considerăm că este foarte important ca ei să vină în contact cu aceste noțiuni de autocontrol, de autoprogramare, de public speaking, de socializare, de empatie, toate astea ei să vină în contact foarte rapid. Din păcate, învățământul românesc este total imun la aceste inițiative, deci sistemul public nu prea nu încurajează sub nicio formă. Nu există nicio idee în program sau în viitor să se introducă elemente de acest gen. Tot ce vine pe linia organizații suport, organizații de părinți, organizații de absolvenți care încearcă să aducă în școli aceste programe, care până la urmă ar trebui să devină... Nu mi se pare foarte drept. Nu mi se pare drept și nici corect. Nu mi se pare drept față de copii, față de generația care trebuie să fie educată într-un alt fel. Este foarte bine și ceea ce
am învățat noi până la urmă. Dar vezi, ți se întâmplă de multe ori să mai pui în dubii și să zici, bă, la ce mi-a trebuit să învăț atâta istorie când poftim? Acum se rescrie istoria. Sau la ce mi-a trebuit să fac? Stăteam de vorbă cu cineva și îmi spunea, măi, la ce mi-a trebuit să învăț atâtea integrale și eu știu ce să mai învăț pe acolo matematici speciale când niciodată după ce am terminat școala n-am mai făcut nici măcar semnul acela. Da, e mult de spus aici. Aici de referință sunt conferințele domnului academician Solomon Marcus, care nu mai este între noi, un mare prieten, un băcăuan, un mare prieten al Ferdinandului, că a fost și el elev la Ferdinand, dar un mare prieten al tuturor copiilor din țara asta. A făcut sute de conferințe, deci la vârsta lui, tot aproape de 90 de ani, a bătut țara la picior și a vorbit cu copiii, a scris materiale despre ei și spunea același lucru, că nu există nicio corelare între viața reală și ceea ce se predă la școală. A fost un adversar destul de înverșunat al modului cum se face predarea diverselor materii în modul mecanicist, dar pentru asemenea discuție cred că merită o emisiune separată cu oameni care l-au cunoscut pe Solomon Marcus, că sunt mulți oameni din Bacău care l-au cunoscut pe Solomon Marcus și moștenirea lui s-o duce mai departe, uh-huh, pentru că a fost un om extraordinar și a adus multă valoare adăugată sau a vrut să aducă multă valoare adăugată în învățământul românesc. Sper să în testamentul lui să fie și bucățica asta ca o parte din ceea ce a dorit el și a visat pentru copiii din România să fie inclusă și în programe naționale de învățământ pentru copii. Vezi, totul este exact ca în efectul bumerangului. Ce dai, cum dai, la fel primești. Tare mă tem că ar trebui un pic umblat și la apetența celor care sunt în învățământ, în Ministerul Învățământului, la apetența pentru nou, pentru o altă dezbatere față de ce înseamnă educația. Adică schimbarea nu poate ce să vină zici? Decât de jos. Eu am șansa adică să lucrez... Adică cum să vină de jos? Nu înțeleg. Păi, hai să spun, a fost la o întrebare care un răspuns dat de Solomon Marcus la o întrebare când va apărea cu adevărat o schimbare în învățământul românesc pe cea vis-a-vis de ideile care le prezenta dânsul. Și în stilul său foarte conservator și cu o adresabilitate spunea, stimate domn, în momentul când va exista o masă critică de elevi care își doresc cu adevărat schimbarea, o masă critică de părinți care își doresc cu adevărat schimbarea și o masă critică de profesori care își doresc cu adevărat schimbarea, schimbarea se va produce. Noi încă suntem la etapa formării masei critice care să determine această revoluție, că nu mai putem vorbi de o evoluție. Adică, la un moment uneori dat, mi se pare că e chiar involuție deci în anumite segmente. Ei, și deci noi cred că în momentul ăsta sunt foarte multe ONG-uri și ONG-uri de tineret și ONG-uri educaționale care fac o treabă extraordinară și arată că în aceleași condiții de piață, poate, dar cu oameni dedicați și oameni care pun suflet, se pot obține niște rezultate extraordinare. Și bineînțeles, foarte important, cu o viziune. Ceea ce dovedește Finlanda, care are un buget pe cap de elev jumătate din cât au Statele Unite, da? A dovedit foarte clar că o viziune clară, o pregătire și o selecție extraordinară a cadrelor didactice care intră în învățământ și implicarea comunităților locale și actorilor principali care reprezintă, deci până la urmă elevii sunt beneficiarul final și părinții elevilor în calitate de aparținători, ei sunt cei mai interesați ca lucrurile să evolueze într-o anumită direcție. Sunt foarte multe țări în lumea asta în care profesorii, directorii școlilor se decid de către comunitate, exponenții comunității, împreună cu reprezentanții părinților care au copii în școala respectivă, care sunt cei mai interesați. Care, e bine așa oare? Ce zici? Păi cum eu ce să pare? Zic? Eu zic că e foarte bine, că cel mai interesat ca un copil să aibă rezultate foarte bune este părintele. Bineînțeles, în primul rând copilul. Da? La fel, comunitatea. Ai nevoie de niște oameni care
tu ai nevoie să pregătești în comunitatea ta niște oameni de o anumită calitate și cât mai mulți oameni de această calitate să rămână în comunitatea ta. Păi eu cum fac treaba asta dacă eu nu mă implic în viața directă a școlilor? Deci un consiliu local, niște aleși locali care le pasă cu adevărat de soarta școlilor și de calitatea oamenilor care sunt educați acolo, trebuie să fie interesați, bă, eu vreau cei mai mulți sau cei mai buni din ăștia să rămână mie în comunitate. Ce fac eu pentru treaba asta? Deocamdată noi pregătim creiere pentru alții. Da, așa este. Asta este cel mai trist. Este la ora actuală, dacă întrebi, marea majoritate a tinerilor cu o pregătire peste medie doresc să plece. Oriunde, dar nu aici. Care este foarte trist. Cu toate astea, în rândul tinerilor de care ți-am spus, niște tineri extraordinari, întâlnesc și abordări din astea, domnul Iordache, eu o să fiu unul dintre cei care voi schimba acest oraș, eu sunt unul dintre cei care voi schimba această țară și nu te uiți la ei cred. Și când vezi la clasa 8-a, da? Un copil care spune că eu voi fi dintre cei care voi schimba acest oraș și această țară, te uiți la ei și spui, wow! Măi, am impresia că noi trăim acum un moment, chiar așa l-aș și denumi, momentul wow. Pentru că aceeași senzație și același sentiment l-am avut și eu vis-a-vis de copiii din liceu, din școală, dar am făcut un curs de NLP la un moment dat și am avut colegi, doi copii, unul în clasa 10-a și unul care termina clasa 12-a. Și vreau să spun că nicio secundă noi care eram adulți și care ne-am uitat la ei așa destul de lung la început când am făcut cunoștință, pur și simplu am fost de aceeași vârstă. Niște minți sănătoase, niște oameni frumoși, niște copii care pleacă în viață cu un bagaj extraordinar și i-am adorat. Și uite, lucrul ăsta îl spunea și domnul Florin Munteanu, o cunoștință comună de-a noastră, care și el este tot un antrenor de minți. Deci acum facem așa un plan diabolic, între ghilimele. Da. Încercăm să-l aducem, să facem împreună cu dânsul un proiect la Bacău, pentru că ceea ce face dânsul e ceva, o muncă revoluționară pentru copii. 2-3 minute dacă ai vrea să vorbim un pic despre Florin Munteanu. Păi, Florin Munteanu este președintele Institutului de Studii Avansate al Institutului ceva pe lângă Academia Română de Geofizică. Uh-huh. Este om care în activitatea curentă ține prelegeri la ONU, la toate organismele internaționale și pe lângă astea, de unde, hai să spunem, își asigură sursele de venit principale, are și el, așa cum îi place să spună, nebunia lui de a încerca să aducă către elevii de liceu un alt mod de educație. Să creeze din nou pasiune către științe, să aducă elemente inovatoare în modul de a predare a materiilor de bază, să creeze acel wow în școală și copiii să se ducă cu plăcere. Nu vreau să spun foarte mult, pentru că aș vrea să, în scurt timp, poate să apărăm împreună la o emisiune. Abia aștept. Ca să vină, încercăm să facem ceva interesant la Bacău și sper să ne iasă cu ajutorul dânsului. Eu am vorbit cu domnia sa în urmă cu aproximativ o lună și la fel promisese că va ajunge la Bacău cât de curând. Mergea să se întâlnească cu un alt antrenor de tineri de minți inteligente, domnul Colceag, care și el face pe ceva. Domnul Colceag l-am adus, sau una dintre inițiativele Hai să facem a fost și aducerea domnului Florian Colceag împreună cu un prieten, un om de afaceri de aici din Bacău și am spus ce-ar fi? Ce-ar fi să? Și l-am adus și am avut la centru de afaceri o sală plină și am ținut legătura cu dânsul și dânsul are iarăși niște planuri și niște idei extraordinare, cred că mult înaintea timpului său, dar încercăm să ne ancorăm cu ele în realitate cât mai mult. Adică toate lucrurile astea mă fac să fiu bucuroasă și să am așa un sentiment de
de bogăție. Chiar suntem bogați, să știți. Îmi pare rău că de multe ori auzim vorbe de genul că România e așa, că nu mai suntem în stare, că ne-am vândut, că nu e adevărat. Încă mai avem resurse și forțe și oameni frumoși și oameni minunați și oameni capabili, oameni inteligenți. Nu pleacă rasa aceasta română așa chiar cu traista în spate prin lume. Mai avem și noi câte ceva de spus. Dacă noi am reușit să ținem o parte puțin mai mare din tinerii pe care se pregătesc și cresc în România, să-i ținem de partea noastră prin tot felul de programe, că sunt programe publice, că sunt programe private, ar fi un mare câștig pentru noi toți, ca oamenii ăștia să se pregătească și să se întoarcă aici, să schimbe, adică să gândești în clasa 8-a că voi schimba țara. Doamne, mi se pare o chestie extraordinară și fericită părinților care au reușit să inducă o stare din asta și profesorilor, că asta e un efort comun. Sunt oameni care spun, băi, înveți și o tai de aici, nu mai ai ce căuta. Du-te, du-te, eu m-am sacrificat, dar nu vreau să te mai sacrifici. Sunt alții care le spun copiilor, tu trebuie să știi că se întâmplă asta, se întâmplă asta, se întâmplă asta, este alegerea ta și în funcție tu vei decide, eu te voi susține. Da. Adrian, uite, eu am să citesc ceva, am găsit un lucru care foarte tare mi-a atins sufletul. Asta spuneai tu la un moment dat. Piatra prețioasă, dacă nu e șlefuită, nu strălucește și este foarte adevărat. Și spuneai tu, vorbeai despre schimbarea atitudinii elevilor față de școală, prin dezvoltarea de programe de consiliere vocațională, de identificarea precoce a talentului și competențelor individuale ale copiilor, promovarea performanțelor elevilor și stimularea dorinței de progres prin premii și burse, dotări în grădinițe și școli, urmărind deschiderea educației spre creativitate și inovație, introducerea de metodologii creative, amuzante și inovatoare, învățarea prin experiență, îmbinarea teoriei cu practica, cantine și after school gratuite pentru elevi cu situații speciale la țară și în cartiere sărace, cu scopul atragerii și ajutării copiilor și a reducerii abandonului școlar. La fel, cursuri non-formale, cluburi, cercul de științe, urmărind schimbarea la copii a atitudine negative, de frică și concurența în plăcerea și bucuria descoperirii și a învățărilor. Care este vestea cea bună? Vorbeai despre motivație, despre atitudine și încredere în sine. Și spuneai că reprezintă moduri de gândire ce pot fi învățate și dezvoltate pe parcursul vieții. Tu ești un tip determinat și determinat. Așa te știu, așa te-am cunoscut prima oară, când am dat mâna prima oară, așa te-am cunoscut. Era vorba de un proiect în urmă cu niște ani, cel de la Hemeiuș, despre care o să vorbim un pic ușor mai departe. Nu foarte important, pentru că cei care te cunosc și dacă unii dintre telespectatorii mai tineri nu te cunosc, vor afla acum câteva lucruri despre tine, că de fapt tu ești inginer de meserie. Și că ți-a plăcut să faci proiecte. Cine te-a pus? Că mulți bocanci au zburat pe lângă tine. Da, hai să, ca să nu lăsăm nespus ce ai tras atenția la început. Eu cred partea asta în altă o să o facem în următoarele minute. Acum te rog să... Eu cred foarte tare în ceea ce ai citit mai devreme. Chiar, repet, mi-am descoperit un refugiu, să zic, intelectual, un refugiu sufletesc, îmi face foarte bine să mă ocup de lucruri de genul ăsta. Și am găsit atâți oameni destul de mulți oameni sufletiști, fac parte din mai multe grupuri naționale de oameni care își doresc să schimbe ceva în educație. M-am întâlnit cu oameni extraordinari care îți dau senzația de wow, cum de nu te-am cunoscut până acum. Și cea mai bună veste este foarte multă speranță și copiii își doresc din partea noastră și a părinților și din partea profesorilor și din partea decidenților, doresc mai mult, adică ei acordă cel mai important lucru care îl pot acorda, timpul lor. Pentru un învățământ de calitate, pentru cursuri de dezvoltare,
pentru exemple de bune practici, pentru muncă în folosul comunității. Sunt atâtea organizații în Bacău care lucrează cu tineri și tineri nu care nu au ce face. Tineri, repet, cu rezultate bune în învățătură. Este FSC-ul, este Betania, care lucrează cu foarte mulți voluntari care ei își doresc să fie, să ajute. Adică ei își doresc, domnule, trebuie să facă parte din experiența de viață, experiența mea de viață, trebuie să facă parte și acest lucru de a ajuta pe alții care nu se pot ajuta singuri. Ei, și când vezi, îți dai seama că există o speranță. Vreau să revin din nou. Bun, e o organizație de care sunt atașat și m-aș bucura ca fiecare. Eu sunt absolvent de Pătrășcanu. Da? Eu am făcut Bacovia, așa, acum bun. Îl cheamă Ferdinand. Dar copilul... Dă-ai seama ce-mi crește inima când aud vorbind despre copilul meu a intrat, este elev la Ferdinand. La Ferdinand și acum joc în echipa asta. Echipa de suflet cu colegii mei la Vrânceanu, dar echipa copilului meu este Ferdinandu. Și m-am atașat foarte tare de această organizație și s-au întâmplat niște lucruri extraordinare. În momentul când își dau mâna o inițiativă locală care înseamnă posibilitatea de a accesa niște fonduri, când își dau mâna părinții cu absolvenții, păi, deci, la ora actuală pot să spun foarte tare că cu mâna, deci, Ferdinand are cel mai tare alumni din județul Bacău, cu siguranță, dacă nu și din toată zona Moldovei, la modul cum se implică. Fonduri atrase pentru educație într-un mod benevol, de la oameni, de la firme puternice, deci oameni care nu au obligația, niciun fel de obligație, care au fost convinși să facă ceva pentru școala în care și-au petrecut cei mai frumoși ani din viață. Sunt multe lucruri, dar cred că aici cel mai bine ar fi să fie invitat, eu vorbesc cu suflet, să fie invitați cei de la Ferdinand să vorbească de inclusiv tinerii care sunt îți incluși acolo. Îți promit că vom face o emisiune în acest pentru că sens. Au ce spune, sunt atâtea. Deci suntem primii care am adus un centru de robotică în Bacău la un nivel care de top. Suntem în primele centre din țară, care acum vrem să-l facem centru de excelență. Avem deja proiecte de cercetare, dezvoltare, adică mici nuclei de a obișnui copiii cu ideea de cercetare, dezvoltare, care presupune deva un nivel de cunoștințe foarte înalt. Da? Îi dai posibilitatea să facă încă din liceu să cerceteze, să aibă teme de cercetare, să intre în mediul ăsta, să vadă, dar la nivel înalt. Deci nu vorbim de... Vorbim deja de laboratoare virtuale, vorbim de tehnică de un nivel foarte înalt și asta s-a făcut și cu sprijinul celor două organizații suport părinți plus alumni și cu sprijin de la Consiliul Local. Pe mine personal nu mă interesează absolut deloc într-o anumită și cred că pe nimeni nu interesează culoarea unui Consiliu Local în momentul când vorbești de proiecte educaționale. Poate să baleze de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga în ce ordine se dorește. Adrian, o să luăm o foarte scurtă pauză și ne întoarcem cu aceste idei și cu alte lucruri pe care le vom povesti împreună.